Aeroportul Internațional Traian Voia din Timișoara anunță că a înregistrat în primele 6 luni ale acestui an un trafic intern de 225.120 de pasageri, în creștere cu 12,2%. Ruta internă cea mai frecventată este Timișoara-București, pe care s-a înregistrat o creștere de 14,5% comparativ cu anul trecut, ajungându-se la un număr de 219.466 de pasageri transportați în primele 6 luni. Astfel, această rută a devenit cea mai frecventată destinație internă din România. În același timp a crescut și numărul celor care aleg să zboare pe ruta Timișoara-Iași, unde s-a înregistrat un număr de 6.101 pasageri, cu 8,9% mai mult față de anul trecut. Numărul de pasageri transportați aerian la și de la București poziționează Aeroportul Internațional Timișoara pe locul al doilea în clasamentul național. În fruntea clasamentului este Aeroportul Otopeni, iar locul al treilea este ocupat de Aeroportul Cluj-Napoca.